Dar poate revii la FCSB. Greu de crezut. De ce? Păi dacă nu și-au dorit să mă întorc atunci, în 2018, cu atât mai puțin acum. Păi uite că FCSB-ul are probleme cu stopării de ceva vreme. Știu. Tu ți-ai dorit, sincer, undeva în sufletul tău, ți-ai dorit, nu știu, să te sune Gigi Becali să spună, băi, frăine, hai înapoi la noi. Mi-am dorit și atunci. N-a fost, na, nu-mi doream, nu mă gândeam niciodată că voi ajunge la Craiova. Da. Eu am venit în ideea că mă întorce la FCSB, mă rog, eu, Steaua. Tu o consideri că e Steaua? Până la urmă e continuatoarea. Da. Păi nu, strict, noi discutăm strict sportiv. Eu mereu mi-am exprimat punctul de vedere că ar trebui ca iubitorii fotbalului să vadă sportiv, nu juridic. Este echipa care n-a făcut niciun an de pauză, că dacă faci 2-3 ani de pauză, după aia te reînființezi în Liga a doua și așa mai departe, nu poți să spui că ești continuator de drept. Da, e situația complicată, da. Și mulți oameni și suporteri sunt împărțiți. Asta cred că e cel mai mare păcat. Este, da. Și ai văzut că și CSA totuși are un număr destul de mare de suporteri care ar putea fi uniți. Da, pentru că oamenii, mă știi, care au fost discuțiile de-a lungul timpului, de acum 10-15 ani vis-a-vis de patron, o parte a fost mereu nemulțumit și atunci... Când erai tu la Steaua atunci cu Reghe Camp, nu erau probleme, aveați suporteri, aveați temă, aveați toate condițiile. Da, e adevărat, doar că știi că Peluza Sud mereu își doreau altceva. Era împotriva lui Becali, dar veneau totuși la meciuri. Da, sigur, veneau... Adică stadionul era plin. Da, nu. Atunci era totul în regulă. Acum crezi că poate exista cumva la un moment dat un dialog între cele două părți astfel încât să fuzioneze? Nu știu, te întreb pentru că este... Eu mi-aș dori din tot sufletul, sincer. Mi-aș dori și cred că toți steliștii și-ar dori lucrul ăsta și până la urmă, cred că și dacă ești iubitor al fotbalului, ți-ai dori lucrul ăsta. Nu știu, până la urmă e și eu, cred, pur și simplu, e și o treabă politică. Adică, nu știu, cine știe. Poate se va schimba ceva, poate, nu știu. Adică că dacă se dă un decret... Exact. Bine, situația e mai complicată, fiind bani publici la CSA. L-au dat pe Gigi Becali în judecată pentru, mă rog, cumva că a păcălit statul în toți anii ăștia, că a folosit brandul și nu a plătit nimic. Dar e un pic mai complicat să dai înapoi și dacă vrei să ajungi la o înțelegere acum. Dar, mă rog, astea sunt lucruri juridice, n-are rost să le discutăm noi. Spui că tu ți-ai fi dorit mereu să te întorci la FCSB. Ai fi deschis și acum. În acel moment... Mi s-a spus că nu e în regulă. Atunci am avut discuții, n-am mai spus chestia asta public, am avut discuții cu Viitorul, ăla era primul gând. Da. Și adevărul e că Gică Hagi are un stil de a remonta fotbaliștii buni, care nu sunt în cea mai bună formă lor. Deci primul gând ăsta a fost și culmea am avut o discuție cu dânsul și el mi-a zis, vezi că la Craiova e nevoie de fundaș central, poate, nu știu, te gândești să mergi la echipă unde... un stadion nou e... Deci Hagi te dorea, dar ți-a spus că pentru tine poate ar fi mai bine la Craiova? Da, ca să vezi interesant cum gândește un om de fotbal. Nu, mi se pare incredibil. Adică interesul meu să te iau, dar parcă pun mai presus binele tău. Da. Și așa am ajuns la Craiova. Am stat, m-am gândit, am zis, da, chiar, uite, chiar e un stadion frumos, e atmosferă. Și așa am ales să merg acolo. Condițiile de la Craiova, și te întreb pentru că tu poți compara și cu condițiile în Premier League, sunt chiar atât de bune la nivelul României? Da. Nivelul României. Adică înțeleg că acum FCSB și Craiova sunt echipele cele mai dotate din toate punctele de vedere. Da, eu am văzut ambele baze pentru că recuperarea am făcut-o la FCSB. Condițiile de la Craiova sunt peste ce am avut la Steaua în momentul în care am plecat din România. Ok. Acum deci sigur că s-au mutat la baza din Berceni și sunt mai multe terenuri, sunt mai multe facilități, dar într-adevăr e foarte, foarte ok. Dacă nu mă înșel, tu ai fost de acord să ți amând plata a 4 salarii la Craiova pe perioada pandemiei sau cum a fost? Nu pe perioada pandemiei, până anul viitor în aprilie. Asta a fost înțelegerea mea cu patronul și așa ne-am înțeles. Deci urmează să iei 4 salarii în aprilie anul viitor. Până în aprilie anul viitor. Adică când vrea clubul până în aprilie. Nu mai târziu de aprilie 21.